Hello, hello, bine v-am regăsit, dragii mei! Aceasta este etalarea lunii iulie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al Taurului. Hai să vedem. Pentru Taur, energia generală în luna iulie. Lucrați aici la ceva în secret. Începeți ceva nou, începeți o activitate nouă, o colaborare nouă, o relație nouă, cine știe ce poate să fie și în domeniul profesional și în viața privată, încă nu avem destule informații, o să clarificăm pe urmă cu ajutorul cărților de tarot, dar ce văd deocamdată din așa primele cărți care s-au etalat aici pentru voi, dragii mei tauri, este că luna iulie e una importantă. Da, cu această carte care apare aici, prima carte din etalarea voastră, vă faceți cumva intrarea în scenă. Da, clar începeți ceva nou, clar e o nouă inițiativă, soarele de-abia răsare, cum ar veni peste acest nou proiect, peste această nouă relație, peste această nouă idee sau un nou gând, un nou sentiment care se înfiripă în sufletul vostru, e ceva foarte misterios, e un lucru pe care încă nu sunteți pregătiți să îl afișați neapărat la scenă deschisă. Se întâmplă foarte multe lucruri acolo, în spatele culiselor, da? În plan secund, nu în prim plan. Și cineva vă ajută, e cineva aici de partea voastră care vă ajută, care colaborează cu voi, care poate are mai multă influență, poate are mai multă experiență. Sunteți înconjurați de oameni inteligenți, de oameni vizionari, de oameni care vă dau idei, care vă deschid mintea, care vă deschid imaginația către noi posibilități în viața voastră. Văd că vărsătorii și săgetătorii vor juca un rol important în viața voastră în această lună și de asemenea alți tauri, da? Dacă aveți prieteni, frați, surori, rude, cunoștințe în zodia Taur, colegi în zodia Taur sau în zodiile vărsător sau săgetător, țineți acești oameni aproape de voi, consultați-vă cu ei, cereți-le ajutorul, colaborați împreună cu aceștia, mai ales dacă în luna iulie o să vă confruntați la un anumit moment dat, mai devreme sau mai târziu, cu nevoia de a face pe detectivii, da? Cu nevoia de a desluși niște ițe care sunt foarte încâlcite acolo, cu nevoia de a descoperi care e totuși adevărul, care e totuși cauza de bază a unei probleme, a unei situații, a unei încurcături. Da? Cam asta văd când mă uit la cărțile astea, o situație foarte încurcată, o situație în care lucrurile nu sunt complet înțelese, nu e totul la lumină, nu aveți toate datele problemei, dar voi, cu siguranță voi, dragii mei tauri, sunteți cei capabili, sunteți cei în măsură, într-un fel sau altul, să descâlciți ițele și să ajungeți la final, să ajungeți la o concluzie, să descoperiți de fapt ce se întâmplă acolo cu adevărat. Bun, dacă v-a plăcut până în acest moment etalarea, dacă rezonați cu aceste mesaje, dacă considerați că vi se aplică, vă rog, dați un like acestui video înainte să trecem mai departe și, de ce nu, puteți să-mi lăsați și acolo 2-3 mesaje în secțiunea de comentarii. Mie îmi face foarte mare plăcere să citesc toate mesajele voastre. Bun, hai să mergem mai departe, să clarificăm toate cărțile astea destul de misterioase, așa, pentru luna iulie, să scoatem niște mesaje suplimentare aici pentru tauri. Să vedem de unde atâta mister și cine vă ajută să rezolvați secretul aici, da, să deslușiți misterul. Cine vă ajută să fiți Hercule Poirot sau Agatha Christie sau Sherlock Holmes, da? Alegeți-vă voi detectivul care vă place cel mai mult. Ok, avem aici 9 de cupe, avem turnul, avem 7 de cupe, bun, și arcana majoră soarele. Ce să zic, dragii mei tauri, multe suișuri și coborâșuri, dar luna se termină cu bine, se termină chiar foarte bine pentru voi, aș putea să spun. Bun, ce să zic, dragii mei, cărțile de tarot îmi confirmă foarte mult din mesajele pe care le-am văzut deja la început cu primele 3 cărți oracol pe care le-am scos pentru voi. Luna începe în forță, dragii mei tauri. Ok,
chiar începe în forță, vă simțiți de neînvins, sunteți victorioși, vă merge bine și în afaceri și în dragoste. Câștigați trofeul pe care vi l-ați dorit mult, da? Dacă e vorba de afaceri, proiectul merge din bine în mai bine. La locul de muncă sunteți apreciați, lucrurile ies exact așa cum vreți voi. Dacă sunteți antreprenori, e posibil să câștigați un contract foarte bănos, un contract foarte bun pentru voi, pe care vi l-ați dorit și pentru care v-ați luptat, da? La locul de muncă, indiferent de domeniu în care voi lucrați, în care acționați, aveți foarte, foarte mult succes și obțineți un lucru pentru care v-ați luptat din răsputeri, da? Exact ca și această carte, primiți recunoașterea publică, sunteți văzuți la adevărata voastră valoare. Asta în prima săptămână din luna iulie, da? În schimb, aici pe mijlocul lunii se întâmplă ceva complet neașteptat. A doua săptămână din luna iulie e așa ca o piatră care sare la roata de la bicicletă, în spițele roții de la bicicletă și efectiv vă dați peste cap. Cădeți, vă juliți nasul și nu știți ce s-a întâmplat. Bineînțeles, metaforic vorbind, da? Se întâmplă un eveniment atât de imprevizibil, atât de neașteptat, că efectiv simțiți, dragii mei tauri, ca și cum vă fuge pământul de sub picioare. E o perioadă de instabilitate. Și de ce e o perioadă de instabilitate aici la mijlocul lunii? Pentru că voi nu puteți să controlați aceste evenimente, voi nu puteți să controlați deciziile care se iau în companie, nu puteți să controlați situația pe piață, pe piața muncii, dar și pe piață în domeniul vostru de activitate, da? Cu clienții voștri, cu furnizorii voștri. Se întâmplă aici niște lucruri ieșite din comun, neobișnuite, care nu sunt la ordinea zilei, care sunt complet în afara zonei voastre de influență, dar care vă influențează vouă direct viața, munca, activitatea de zi cu zi. Vă dă peste cap orarul zilnic, vă dă peste cap planurile, efectiv simțiți că toată acea fundație pe care voi o considerați foarte stabilă, dintr-o dată sunteți capabili să vedeți toate crăpăturile structurii, da? Ierarhice în care voi operați, sunteți capabili să vedeți toate punctele vulnerabile în organizația pentru care sunteți angajați sau în firma voastră, dacă aveți propria voastră companie, și asta vă dă un sentiment profund de nesiguranță și de teamă. Oarecum preconizați nesiguranța zilei de mâine, oarecum vedeți semnele pe care le-ați mai văzut și în trecut, poate în 2008, la criza din 2008, poate în anii 90 cu bula IT când a explodat, în fine, în trecut. Cândva în trecutul carierei voastre și oarecum vedeți semnele că se repete din nou și asta vă îngrijorează. Și exact asta mi-arată combinația asta de cărți aici, trei cărți la mijloc, e că voi încercați să deslușiți misterul, dar nu puteți. Mijlocul lunii iulie nu e momentul ca voi să reușiți să ajungeți la capătul acestei probleme, mai ales cu acest 7 de cupe. Lucrurile sunt în ceață, efectiv sunt în ceață și pe măsură ce încercați mai mult și mai mult să analizați mental situația, cu atât mai mult vă cufundați într-o zonă de mai mare incertitudine. Singurul lucru pe care pot să vi-l recomand aici, dragii mei tauri, pe mijlocul lunii iulie, este să aveți încredere în instinctele voastre. Nu vă bazați pe rațiune, că nu vă ajută absolut de nicio culoare. Bazați-vă pe instinct, pe ce vă spune inima, dar și pe ce vă spune stomacul, da? The gut instinct. Dacă simțiți așa din interiorul vostru că ceva nu e ok, ascultați acest mesaj, că acolo sunt niște, cum să le spun, niște antene ale voastre, niște receptori ai voștri care operează în alt plan al conștiinței, nu în planul mental. Ce pot să vă garantez și vestea cea mai bună în toată această etalare e că finalul lunii iulie, după 20 iulie, aș zice așa, odată ce soarele intră oficial în zodia leului, vine doar cu vești bune pentru voi. Toată nesiguranța asta de la mijlocul lunii, în toate aceste gânduri negative pe care vi le-ați făcut, toată această incertitudine, parcă e ștersă cu buretele.
Dintr-o dată se face lumină, dintr-o dată iese soarele, dintr-o dată totul este clar, dintr-o dată toate aceste mistere care vă speriau, toate aceste tenebre care activau în voi tot felul de frici interioare, sunt clarificate. De ce sunt clarificate? Că vine un anunț oficial, da? Dacă situația asta era la locul de muncă, vine anunțul la oficial. Aflați informațiile alea care până acum erau confidențiale, care până acum erau ascunse și se clarifică totul. Dacă toată situația asta se întâmplă în viața voastră privată, ceea ce e posibil să se întâmple în familia voastră, în relația de cuplu, în relațiile voastre interpersonale, e posibil să se întâmplă și acolo incertitudinea asta și frământările astea interioare, atunci finalul lunii vine cu o comunicare mai clară a partenerului sau a partenerei sau a familiei. Într-un fel sau altul, aici în ultima săptămână din lună, ies la iveală niște informații care până atunci erau ascunse și toate fricile voastre sunt evaporate. Da? O să vă dați seama că de fapt toate fricile astea de aici, din mijlocul lunii și toată această analiză și supraanaliză și gânduri pe care le-ați întors așa pe toate părțile, toate scenariile pe care voi vi le-ați făcut în mintea voastră și le-ați analizat din toate punctele de vedere, erau de fapt doar niște frici. E ca frica de întuneric, da? Când afară e întuneric, când nu e nicio lumină pe stradă, orice umbră, orice sunet, orice foșnet de frunze poate să fie perceput ca un lucru extrem de amenințător, da? Un lucru care ne pune în pericol, care pune sub semnul întrebării siguranța noastră, da? Fizică sau emoțională. Dar în momentul în care iese soarele, cum vine așa prima undă de lumină, da? Toate aceste frici sunt evaporate pentru că ne dăm seama că nu erau fondate, n-aveau de fapt un fundament solid. Deci, ce să zic, nu o să fie ușor, mai ales aici pe mijlocul lunii, dar lucrurile se termină foarte bine pentru voi. Deci, nu vă îngrijorați foarte mult pe mijlocul lunii, că asta e, oricum n-aveți cum să influențați situația și atunci merită să vă consumați toată energia voastră vitală cu acest lucru. Păi nu prea merită. Bun, o să mai scoatem o ultimă carte aici pentru Taur și până când amestec eu aceste cărți oracol, o să vă rog să vă abonați canalului meu de YouTube, pentru că eu în fiecare săptămână fac câte un horoscop pentru fiecare semn zodiacal și dacă vă abonați, apropo, abonarea e gratis, nu vă costă nimic, și apăsați și pe butonul care arată ca un clopoțel, o să fiți anunțați de YouTube de fiecare dată când public materiale noi, că sunt ele legate de tarot, că sunt legate de astrologie, că e horoscopul săptămânal. Sunt niște lucruri foarte interesante acolo și cred că o să vă prindă foarte bine aceste informații. Mai ales într-o lună atât de misterioasă și atât de ciudată și atât de plină de necunoscut și de neprevăzut, orice informație în plus poate să fie de ajutor. Bun, ultimul mesaj pentru încurajare, așa, ca să începeți totuși luna cu dreptul, pentru Tauri. Sunt motivat de iubire, da? Atât timp cât motivația voastră e iubirea, e pacea, e echilibru, lucrurile o să iasă bine pentru voi. Resentimentul, atitudinea critică, vinovăția și frica provin din blamarea celorlalți și din faptul că nu mi-asum responsabilitatea pentru experiențele mele. Așa că, dragii mei, lăsați toate aceste lucruri deoparte. Nu criticați, nu îi învinovățiți pe alții, pentru că toate aceste reacții vin doar din frică, din propriile voastre frici, care la finalul lunii vor fi efectiv șterse cu buretele, ca și când nu au existat niciodată. Ce mesaj frumos pentru voi, dragii mei Tauri! Aș vrea să fie și luna mea la fel de ușoară ca a voastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă doresc să aveți o lună minunată. Nu uitați, aici în mijlocul lunii, nu vă stresați foarte mult. Lăsați ca lucrurile să treacă. Lăsați ca energiile să se desfășoare în jurul vostru și aveți încredere că soarele va răsări și pe strada voastră. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare, ne revedem și în etalările viitoare. Pa, pa!